Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să vedem la Fecioară. În zaruri. Multă dragoste și fericire văd în această relație la Fecioară. Nu mai comparați persoana cu care sunteți cu cine ați fost sau... Uite că este așa, uite că este la fel, că nu este la fel. Nu suntem la fel, oamenii. Primiți mesaj și revine această persoană, dar iar pleacă. Iar pleacă. Vă întrebați de ce? Pentru că și această persoană este nesigură ca și dumneavoastră. Nu are încredere. Crede că vă jucați, că nu sunteți sinceri sau ceva din familie nu-i convine. Da, aici văd o ceartă. Trebuie să aveți grijă când vă certați, să nu aibă sentimente negative cu dumneavoastră această persoană. Că vă întrebați de ce se depărtează de asta, că are sentimente negative cu dumneavoastră și pleacă această persoană. Sau ca și când încă nu vede viitor, așteaptă ceva. Așteaptă. Își imaginează, dar nu. Uite. Căzut cartea, trebuie lăsată când cade. Aici văd o despărțire din cauza bârfelor. Bârfe, bârfe, bârfe. Eu nu știu cine se amestecă din familie în această relație și vă face să vă despărțiți această persoană. Din familie. Sau poate să fie un alt bărbat, o altă persoană, care poate să fie cu diferență mare de vârstă și să provoace acest blocaj, această distanțare dintre dumneavoastră și persoana iubită. Dar multă bârfă eu văd mai mult. Și că această persoană ia hotărâre să vă despărțiți. Nu știu dacă persoana aceasta are o boală sau pur și simplu... Poate v-ați depărtat puțin, s-a stricat relația, dar vă reîntâlniți. Eu totuși să știți că văd dragoste în această relație. Că dacă persoana aceasta se depărtează, revine. Nu poate să stea departe mult de dumneavoastră. Dar și că aveți mulți dușmani în această relație. Care sunt invidioși pe relația dumneavoastră, pe căsătoria dumneavoastră. Poate fi, poate fi. Iarăși, poate să fie o întrerupere a relației, o perioadă. Din cauza certurilor, vă spun, nu vă certați pentru că văd cuvinte care rănesc, care după aceea trebuie să stați să vă... Dar este periculos. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.